Hey, eu vă salut, Cosminel. Astăzi v-am pregătit ceva special, sunt cu Gico aici. Salut. Nu știți ce vă așteaptă, Ceva nou, da. Dar o să las la aprecierea voastră, mie îmi place mult și ce să zic. Chiar m-a încântat ideea să fac un vlog cu băiatul ăsta și cu mașinuța lui. Noi de fapt azi n-am ieșit să facem vlog, am ieșit la agățat un pic. Vedem ce prindem, avem o mașină specială. Prindem-o. Și eu zic că nu... Nu prea știu unde le punem, dar... Da, vedem unde le punem, da. Trebuie să găsim o soluție. Hai că ne-am luat bagajele și ne urcăm. Sper să le placă la băieți, mie nu-mi place foarte mult, sunt încântat și... Să deschid ușile ca la Lambo sau ca la GTR-ul meu. Vă salut dintr-un Renault, ce Renault e? Twizy. Da, foarte interesant, m-am gândit să fac vlogul ăsta cu Gicu. El... Gicu, nu? Da. Ok. Mi-ai scris pe Instagram, nu? Da, acum două zile, dacă nu. Mi-ai scris pe Instagram, mi-a plăcut ideea, îmi place foarte mult mașina asta, nu știu exact cum să o numesc. Mai bine să mă... Am, avem 40 de curba asta aici, în centru. E stabil așa, e stabil. Da, păi mașina, dacă te-ai uitat pe din afară, roțile sunt puțin ieșite. Da, și am citit eu, sunt special pentru, cum îi spune, pentru stabilitate, știi? Ca un paianjen, atunci când iau curbele să nu se răstoare sau ceva. Da, făcută special așa. Singura partea proastă e că dacă e la un accident să-ți intre un roată, gata, s-a furat așa, era măsă. Asta ai seama. Hai să luăm cu începutul, ce motorizare are? Motorizarea, păi are 12 kW, echivalentul a în jur de 17 cai putere. Da, 17 cai. Și 57 de Nm. 57? Da, clip. Și ce greutate are mașina? Mașina are 450 kg. Nu e chiar foarte ușor, ținând cont că un Lotus din ăla are vreo 750. Da, bateria are în jur de 100-120 de kg, dacă nu mă înșel. Și bateria e fix aici sub scaun, unde stăm noi. Da. Acum aici e bateria, știi? Și de-aia e așa grea. Știi ce? De ce este electrică, nu? Da, electrică. Este electrică. Tracțiune spate. Și cum o încarci pe asta? Are în față o priză de 220 și o încarc acasă. Am înțeles. Și o încarci acasă și ce autonomie ai? Aia de la Renault spun că mașina cică ar avea 100 de km autonomie, dar e o mare minciună. Mașina are maxim, dacă o iei frumos cu ea și mergi în oraș, 70, 80, așa la blândețe. Dacă îi dai puțin și mai, cum s-a spus, te mai dai cu ea la un semafor cu o mașină ceva, nu te ține, te ține maxim 50 km. Înțeles. Deci încă continui să-i spui mașina, da, e mașina, da, e mașina la capă, nu? Da. Pe ea, în talon, scrie că e motociclu. Motociclu, da. Dar eu pist un mașină, adică m-am obișnuit cu ea, cum am. Teoretic are 4 roți, are pedală, are accelerație, frână, știi? Da. E un fel de automat, e pe inversor. Are un inversor de sub și gen... Cred că știi tu cum merge faza, se învârte când e pe drive într-o parte și când îi dau pe reverse, se învârte în partea alta. Am înțeles, da, știu. Îmi place că e stabil așa. Bun, știi ce mi se pare mie cel mai tare din toată povestea asta? Că tu la 16 ani te duceai la școală cu mașina. Deci cea mai mare bucurie a mea era, deci când am făcut 18 ani, locuiam în Italia, mi-a luat un MGTF decapotabil, m-am dus eu de 2-3 ori cu mașina la școală, eram așa fericit că și ceilalți colegi aveau, știi, mașina. Da. Și nu știu cum, la ce liceu ești, în Brăila? La Murgoș, o, liceu foarte bun. Mersi. Așa, și deci te duci la școală cu mașina? Da. Interesant. Foarte.
Nu prea ai loc de geantă, unde ăla? Și glumesc. Geantă, pe aici avem loc. Dacă vrei să știi că am făcut vreo două drumuri astea, că am mers la magazin și era toată mașina plină cu sucuri, cu toate alea și a avut loc, nu... A avut loc, da. Da, da, da. O să stai destul de bine, e o senzație ciudată, de ce? Pentru că eu nu pot să mă uit, frate, în spate, nicăieri, știi? Da, 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 și nu te simți parcă, nu știu... Nu văd nimic ce se întâmplă, o să înțelegi? Vezi și când o să o conduci, că alte senzații în față. Adică eu dacă o să-i dau puțin mai tare tu, și o să fac puțin așa de volan, tu în spate o să te simți foarte... Poate nu faci asta. Nu fac, dar zic așa, ca și idee, că am stat și eu în spate când am... Și dacă îi dă la 50-60, ai o senzație ciudată, zici că mergi cu 100 când stai în spate. Da, da, da. Și am senzația că mă dau cu cap. Nu sunt eu înalt așa, dar parcă mă dau cu cap de asta, știi? Da, da, da. Dar și nu văd în spate, asta e senzația, nașpa. Da. Ce voiam să te întreb, deci pentru a conduce mașina asta, da? Da. De ce ai nevoie? Deci de la vârsta de 16 ani, nu? De la vârsta de 16 ani, cu 3 înainte ca la permisul de 18. Da. Trebuie să faci o școală specializată de B1, permis B1. A, deci faci școală, da? Da, faci exact cum faci pentru permisul de B, faci pentru permisul B1. La partea nașpa e că în Brăila nu avem școală de B1. Școală, bă, și tu unde ai făcut? Eu am făcut-o la Galați. Mamă, 55-56 la ora. Da, da, da. La Galați am făcut-o și de mașina asta e... Pentru mașini de pe unul, asta e puțin mai specială, că au numai două locuri. Sunt și mașini, dacă nu mă înșel, dar pe motor, asta e sigură electrică. De la Aixam, Livier, nu știu dacă mai era vreo firmă. Da. Și alea sunt, au motor pe diesel și mi se pare că și pe benzin, nu știu exact, nu vreau să zic vreo prostie. Și au un motor de drujbă, nu știu câți centimetri cubi au, dar maxim mi se pare că au 10 cai. Și alea, dacă mergi cu aia, de-aia am făcut școală. Tu când mergi, asta, dacă te uiți, când calc cu accelerația, se duce, are cuplu mare, fiind electrică. La alea, până prindeai tu 30 la oră, când ți-a prindeai, nu știu, deschideai, bei un suc, mai mâncai și tu ceva și după aia prindeai mașina 30. Deci stăteai din jumătate de oră. Nu era, a fost crimă să fac școală cu aia, mai ales și în Galați. Ai bateria acolo, încărcată bateria. Asta e partea mea, dar poți să ieși pe diesel dacă vreau. Și cu alea poți să și mergi iarna, teoretic, când e mai frig, nu când e zăpadă. Cu ea, știi? Asta e partea, să zic, un plus. Un minus la asta ar fi că, dacă, după cum observi, n-are geamuri. Asta e o plasă pe care pot să o scot eu. Și nu se închide mașina. Mașina are o chestie aici, pe care tu pur și simplu o ridici când vrei să deschizi ușa, atât. E dacă... mișto că au făcut sistemul ăsta de Lambo, doar da, da, da. E mișto. Știi că mașina asta prima oară a apărut pe piață în 2012, dacă vin să-ți imaginezi. 2012, de... În 2012? Da. Tu de 8 ani deja puteai să ai mașina asta, acum 8 ani. În 2012 ți-o luai și mergeai pe aici prin Brăila. Mm-hmm. Poți să-mi zici cam ce preț, de la cât la cât pe ea? Prețul, mi se pare că sunt 3 tipuri de Twizy de astea. Mm-hmm. E Renault Twizy Urban 45, e un model mai cu motor mai mic de 8 cai, dacă nu mă înșel. Asta are aproape 45. 20. Asta da, asta are 17. Da. Aia are prinde 45, e Urban 80 pe care o am eu. Prinde în jur de 80 de kilometri cu motorul de 17 cai. Da. Și mai e una cargo, după câte am înțeles, dar nu știu dacă am văzut vreodată una și prin țări străine sau asta. Faza interesantă la ea era că locul din spate era inexistent și aveai tu un portbagaj, gen, din spate, puteai să-l accesezi. Băi, asta cam la ce bănuți e? Asta eu am citit că când a apărut prima oară, este în jur de 9.000 de euro. 9.000 de euro, dar la un moment dat a fost o fază că am intrat pe site de la Renault. Și când m-am uitat, asta scria că de fapt e 15.000 de euro. Acum, sincer, nu știu prețul exact la una nouă nouță. Știi care e chestia? Ți-ai un Clio cu banii. Da, știu. Adică e un pic o fiță, așa. Mai mult e pentru cei care, vezi, care se află în situația ta. Bă, nene, vreau să conduc de la 16 ani. Până la capăt conduci, ai bărat. Dar nu-ți imagine că am luat-o nouă. Și am luat-o la mâna a doua pe asta. La mâna a doua, am înțeles. Da. Nu, eu te întrebam așa. Da, știu, pe am impresia că i-au făcut așa, adică fiind 2012, atunci prețul era destul de mare, dar pentru că în momentul ăla nici nu erau mașini electrice, dacă nu mă știu. Mi se pare că scoseseră cei de la Tesla una, dar era o Tesla Roadster prima. Da, înainte de aia mai era. Și asta era și mai ieftin în față de aia, știi?
reușit așa, cum ai avut probleme cu ea? Ți-a avut ceva probleme? Nu, n-am avut probleme. Singura problemă, sens, e că nu poți să închid ușa și e o chestie așa, o teamă, dar dacă nu, mai ales trăind și în România, nu suntem într-o țară mai vestică cum unde am luat o mașină, acolo n-ai fi avut nicio problemă cu astea. Adică oamenii erau și obișnuiți cu mașina asta, nu ar fi umblat ei sau ceva. Asta ar fi să o problemă. A doua problemă destul de măricică ar fi dacă nu, pe asta nu poți să o conduci iarna sau când e mai frig. Da, păi da, asta e, da. Asta e o problemă destul de mare, că n-are nimic, n-are climatizare, n-are absolut nimic, știi? Da. Și asta, și ar mai fi o problemă și când plouă foarte tare, cum am avut noi în Brăila. Fel de auxiliar mașinuța, știi? Așa. Dacă te uiți în stânga sus, e chestia aia acolo. Da. Genul, ăla de la Renault mi se pare că au, dar poți duci la alte mașini, un fel de auxiliar, ca zic așa, pe nume Parrot, nu știu cum. Și poți să te conectezi cu Bluetooth-ul aia, știi? Și e ca un fel de Siri, ca zic așa, ai și opțiuni. Ai butonul ăsta, aici acum. Mm-hmm. Nu știu dacă scrie, dacă m-am conectat eu. Și ai opțiuni, gen, poți să ai și opțiuni vocale așa, dar e, merge cam prostuț, așa, cum am pun muzică sau vorbesc la telefon. E un fel de hands-free. A, și merge să pui și muzică, da? Da, că are boxele astea două în spate aici, fix la capul tău, gen. Uh-huh. Și poți pui muzică. În sensul ăsta, de obicei, nu prea mă uit, dar acum mă uit, că, Doamne ferește, într-o, nu știu cum e. Da. Cu asta e... Și cum e cu asta? Ai obligația să ții semnul de începător sau cum e? Nu, dar eu mă gândeam să țin că, știi, mai mult pentru mine, așa că poate dacă vede cineva semnul, are și el puțin mai multă grijă, fiind mașina și mai mică. Da, așa. Mai mică, îi dau ferește, știi? Da. De exemplu, haide să-ți povestesc, eu mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut niciun accident din vina mea sau vreun accident grav, nu. Dar aveam 18 ani. Am venit cu prima mea mașină în România, un MGTF decapotabil, nu era o super mașină, dar era o mașină drăguță, da, era mișto, adică în Brăila mai era una singură și ce să zic, erau foarte puține mașini deosebite pe vremea, imaginează-ți că am 32 de ani și da. Ideea e că eram la semafor. Eram cu o fată, cu o vecină, eram în mașină, chiar după un meci al Stelei, mi-aduc aminte și acum. Și a venit unul cu un Tico din spate. Deci noi eram opriți la semafor. A venit unul cu un Tico din spate, deci efectiv mi-a intrat în portbagaj. Deci
Mi-a distrus mașina, frate. Deci mi-a distrus mașina. N-a fost daună totală pentru că m-a lovit din spate, însă am stat 2 luni, 3 luni fără mașină. Deci groaznic a fost, groaznic. Și de asta zic, ferească Dumnezeu, se întâmpla cu asta. Păi da. Deci nu știu ce să zic. Deci efectiv te rupem două, cred. Nu știu ce să zic. Da, pot zic că am avut și noroc, uitați-a, și condusul preventiv, m-a obișnuit și condus mult mai preventiv, știi? Mă uit mereu. Da, e important, e important. Chiar dacă am prioritate, mă uit să văd, poate e un handicap sau ceva. Da. Face cu mâna. Unde, cine? Ți-am făcut o umbra din autobus cu mâna. A, da? M-a văzut la volan? Uite, ăla care se uitea. Cred că și-a dat seama. Da, da, da. Și-a dat seama că filmăm. Da, eu tot timpul am spus, eu încerc să transmit un mesaj pozitiv. Adică nu alcool la volan, nu viteză excesivă, fraților, avem adâncat, am înțeles că s-a mai deschis un circuit, vă duceți, vă distrați pe acolo, nu recomand cursurile de stradă, am participat la foarte multe în trecut, ani în urmă, înainte erau alte vremuri, altceva, nu era traficul de acum, acum e o nebunie. Acum e nebunie și în Brăila, e o nebunie, stai da, o nebunie. Sau la ora 5 după amiază, sunt unei intersecții în care stai lăsit ca în București. Așa e. Deci stau și cu asta mică, încerc da. Să mă bag, dar nu ai cum. Știu. Fiecare merge pe ce bandă vrea el, pe jumătate de bandă, e... E și chestia asta, mulți nu au educația asta, dar am educația de cum să mă exprim. Când ei au învățat cum să conducă teoretic, da. Dar practic nu știu cum să pună pe stradă cât să-i ajute pe și pe ceilalți participanți, știi? Așa este. La trafic. Și asta e o chestie și puțin enervantă. Adică eu mă uit, eu văd în altă perspectivă, ca să zic așa, că mai există un conduc la 16 ani și am putut să-mi dau seama ce și cum a condus-o și pe asta, acum la școală am condus una da. Manuală și ce mergi la școală? Ce mașină? E un Seat Cordoba, cred că, de nu știu, sincer, anul. Reușită, da, reușită. Da, e reușită, nu are cum, nu e... Și ce mașină vrei să-ți iei la 18 ani? Sincer, ce mașină ți-ai dori? Cum eu m-am gândit și mai ales că e și prin oraș și nu vreau nici cu consumă, că ușor vreau să mă despart de, să mă desprind de părinții mei, da. Cu banii, cu toate astea, și aș vrea dacă e cumva să iau un Golf, ce un Golf 5-6 maxim, ceva în 2012, acolo, da. Motorul 6. Da. Foarte bun, toată lumea să uită, ai dreptate. Păi da, și nu știu, vreau să fie o mașină consum mic, dacă vreau eu neapărat să fac o caterincă de asta, să mă duc un weekend la mare sau undeva, vorbesc cu mai mei, dacă ei poate îmi pot tăi mașina lor, știi? Ce mașină am mai tăi? Tata are un G-Class. G-Class, fain, frumos. 2014. Așa. Și mama are un GLC 200-250 din 2016, dacă mă știu. A, sunteți fan Mercedes, da? Și mai are un ăsta, un Vito, Viano, e un fel de combinație. Da, știu ce zici. Cred că știu despre ce. E o combinație, exterior de Vito cu interior de Viano, ceva de ăsta. Vezi că am făcut două vloguri cu AMG până acum. Da, știu. Două AMG-uri, un clasa și un SL-ul ăla. Da, 63 AMG, foarte mișto senzația. Așa clasul ăla, e mașina AMG. Vai de mine, e și cu mine, rea rău. Da, e rea rău. Nu-ți dă impresia, nu te împinge tare, dar și cum schimbi treptele. Numai așa este, deci e toată, deci e o nebunie, când o apeși, o nebunie, da, au ce tragi, ne-au făcut strada nouă, strada Galați, 50, trece pe lângă poliție, 60. Da, e plăcut așa să o conduci, sincer, da. Știi? Chiar e plăcut. Mai ales că e frumos afară. Frumos afară, da. Frâna asta îmi dă un pic așa de instabilitate, da, nu sunt eu obișnuit. Nu-i obișnuit cu frâna, știu ce da. Zici, așa. Și îmi dă un pic emoții, așa, bă, să oprești, nu să oprești, ce? Eu așa prima oară când m-am urcat la școală, la mașina de la școală de șoferi, așa. Era e moale, știi? Și prima oară eu eram obișnuit cu asta și când am călcat-o, am călcat-o tare și m-am speriat și da, eu. Da, da. Am călcat-o prea tare, că eu eram obișnuit cu asta. E puțin așa. Cred că am spus că am tot. Să oprește, nu? Da, da. Ce ar mai... Și cum e cu asigurarea la mașina asta? Asigurarea, păi, asigurarea totală, dacă nu știu exact cât era, pe o lună mi se pare 20 de lei sau 20 ceva, depinde de fiecare firmă, știi? Deci... Dar eu am asigurare totală pe ea. Ai ce înseamnă totală? Adică ai casco? Da, casco. Înțeleg. Pentru că știi cum, adică nu contează, dacă mi-a intrat într-o roată, gata, s-a...
n-a dus toată mașina, știi cum am spus mai înainte. Trăgând linie, ce s-a uitat, fetele astea după se noi așa un pic. S-a uitat, s-a fi uitat după noi sau după mașină? Eu zic că de... No, vor vedea de... și interiorul. Da. Hai că ne întoarcem da. Așa. Deci per total, tu o recomanzi mașina asta pentru cei care au posibilități? Dacă au posibilități financiare, da. De la 16 ani, pentru că da. Deci dacă eu zic sincer că eu am numărat fiecare zi de la 16 ani la 18 ani ca să mi-au mașină. Mamă, eram disperat. Deci dacă sunteți genul de copii care gen vreți să vă desprindeți de părinți mai repede, știi, și nu vreți să mai stați pe mâna lor că dumă acolo, fă-mi aia, dumă cu mașina nu știu unde și aveți posibilități financiare, eu zic că ar fi o investiție destul de bună. Bună, nu? Da, pe eu pentru mine m-a ajutat foarte mult, mai ales și cu școala, am și un frate mai mic o să vină mașina lui după, știi că face 16 ani, adică e, la noi teoretic a fost pe plus, cu banii, cu toate astea. Și cum am mai zis, la, de un care fur, nu știu dacă e mai mult de 2 lei la mașina asta, care și o baterie mică. Știi, uite, hai să zicem și pe aia dreaptă. Deci dacă tu îți iei o mașină doar de oraș, da. Deci poate fi utilă și în cazul în care, nu neapărat pentru motivul ăsta că ai 16 ani și o poți conduce. Adică dacă tu zici că e atât de economic încărcarea asta, 3 lei un full, da, sincer, nu, deci tu gândește că noi... Nu ești pe gratis acum, asta e asta zic, asta eu știu că m-am interesat și eu și m-am uitat factura... electricității pe lună a crescut de când am început eu să merg cu mașina de vreo 50 de lei. Deci un nimic, 50 de lei și gândește că eu încărcam cam în fiecare zi cam jumătate de baterie, să zicem așa, și fiind vreo 30 de zile, cât dai? 2 lei pe acolo, adică nu e nimic. Deci e foarte, acum, foarte economic. De gaz nu poți să cumperi cu 2 lei. Exact. Deci e foarte economică și să zicem că și ăsta e un mare plus. Da, și mai ales dacă stai și cum stau eu puțin afara orașului, știi, și mergi, eu fac din zilnic fără să mă plimb, eu fac în jur de 15 km dus întors la școală, știi? Da. Și mai e o chestie, este și fiabilă, da. Adică gândește-te, deci ții un diesel la 3-4.000, încep să bagi bani, da, în mașină, mai e și... îți consumă până la capăt, da. Și mult, adică nu, bine, doar pentru oraș, da. Mă repet, nu poți treci la București cu mașina asta e și... Da, adică asta e ideea, știi, pentru oraș, poftiți. Nu uitați să acordați mereu prioritate la pieton. Din plus e și mie că poți parchezi unde vrei tu, n-ai treabă. Da, asta iar e mișto, locuri de parcare găsești. De spăla cum o spăl, eu o spăl gen la casă, știi, sau mă mai duc la acolo, știi cum avem noi alea cu jetoane. Da. Și poți să spăl și pe interior, că are podea, are niște găuri, știi, și apa se duce. Uite ce Camaro frumos. Da. Roșu. Zile 1? Nu, no, nu e zile 1. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi, sper că a fost util. Mulțumesc mult, ai fost foarte prompt și te-ai descurcat foarte bine. Mi-a făcut plăcere să facem vlogul. Dacă aveți întrebări, puneți-le în comentarii. Dacă aveți întrebări în comentarii, promitem că le citim. O să le citească și Gicu și vă răspundem. Vrem să ajutăm cu vlogul ăsta pentru că e foarte interesantă ideea. Aveți și Lambo Doors, așa că nu uitați să lăsați un like. Deci comentariile le citim pe toate și încercăm să fim prompți și să vă răspundem. Bun, un share pentru că poate și prietenii voștri și-ar dori să vadă și să afle anumite informații despre mașina asta. Și un subscribe. Și un subscribe, da, dacă vreți, dacă vă place. Vă pup și ce să zic, stați fără grijă. O manetă, așa să zic, da. Da, tu ești mai înalt și... Da, am reușit. Am văzut. Așa, o să... Oh, ce fain. Lambo Doors, direct. Vrei să scoți și clapele pe aia să deschidă pe uși? Nu, stai, nu știu. Și eu... Stai un pic, număr de matriculare n-ai, în spate. În spate. Deci nu ești obligat să ai și în față. Nu. Tu la asta electric, ia fii atent ce spui. Când pe unul, e fiind motociclu, e gen ca la A1, știi? Și ai numai pe spate. Twizy. Înțeleg. Ai și aici locuri, dacă vrei să pui ceva pe de sub aici.
Aici acolo, aici și acolo. Și acolo cu cheia. Mhm. Și scaunul din spate. Da, da, parchești în autobuz, așa, știi, sau da. Și era asta, dacă vrei, poți să scoți aia acolo, da, vezi cheia. Așa. Trebuie să poți bagi cheia și să pui scaunul de copil. Are două locuri, știi? Dacă ai o funcțion, am înțeles, mai mică, nu e perfect. Și astea sunt boxe aici, da, ce? Da, pe ambele părți. Box. Ah. Uite aici au pus carbon, dacă nu mă știu ce e. Unde? Aha. Fain. Nu vrei, cum ai zis tu, performanța asta e mașina asta, mașina asta e, nu știu, aur. Crimă. Ce zici? Crimă. Da. Păi nicio, mașina asta, dacă, aur. Că ar fi, aș păstra-o, mi-aș lua alta de oraș, dar pe asta aș păstra-o non-stop, nu mi-ar... Aur. E o plăcere, da. Mai, nu cred. Ce frâne, nu o să frâne acum. A schimbat discurile. A apărut vlogul deja, da. Mamă, nu cred. E prima oară când simt așa ceva în viața. Bă. Mașina street, știi, asta e mișto. Nu cred. Să poliția. Eu care credeam că dieselul tata trage la 2000 ceva de turații. Ai trage și dieselul, da? Da, eu am, dar din chestia asta pe care am citit-o acum, nu. Bine, da, asta e turbobenzină, e altceva, știi? Doar să ceartă poliția cu doamna aici. Când pisica mea acasă și are geacă pomă asta, așa că... Dar să nu mai fiu un echipaj mai încolo, știi cum e? Bine. Pe spate, când te zici că e, zici că are o fătucă mașina, știi? Da, da, da. E... Da, în încheiere, nu uitați să ne băgați și un follow acolo pe Insta. Vă pupăm, aveți grijă. Da, aveți grijă de voi și orice nelămurire aveți, nu uitați să lăsați un comentariu și încercăm. Mai mult Gicu, na, că eu... Da. E ceva nou pentru mine, foarte nou, chiar voiam să am experiența asta de mult. Am reușit-o și pe asta. Hai, vă pup! Salut!